Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, astăzi vă reamintesc cât de minunați sunteți. Bine ați venit la doza voastră de optimism și la citirea pentru energia zilei 30 sau vibrația numărului 30. O zi minunată din punctul meu de vedere, o zi cu o încărcătură plină de energie feminină. Energie feminină care înseamnă iubire, înseamnă frumos, înseamnă simțire. Haideți să vedem. În tarot avem împărăteasa și nebunul. 3 și 0. Ce poate fi mai frumos decât împărăteasa și nebunul la oaltă? Împărăteasa simbolizează fertilitate, abundență, împlinire materială, împlinire emoțională. Simbolizează un flux organic lipsit de blocaje în viața noastră, materializare de dorințe, vestește aducerea pe lume a unui copil sau începerea unui proiect de suflet. Sau mai poate anunța o reușită pe care o doresc de ceva timp și în sfârșit acum apare în viața mea. Nebunul înseamnă că trebuie să am încredere, o încredere oarbă, că voi vedea eu pe drum, în timp ce încep să joc jocul, cum mă voi adapta regulilor acestuia. Nebunul înseamnă încredere, înseamnă un nou început, dar înseamnă un nou început în care trebuie totuși să ajung să am o doză de discernământ sănătoasă, astfel încât să nu atrag asupra mea lucruri nedorite sau oamenii nepotriviți sau situații neplăcute. Cu împărăteasa aici, care este autentică, capabilă și înțeleaptă, lucrurile pot ajunge pentru noi într-o zonă favorabilă, într-o zonă de siguranță, pentru că ea este o carte și a taurului, dar și frumoasă, benefică, pentru că este și o carte a balanței. În Lenormand avem crinul, o floare superbă și o însemnătate superbă. În primul rând, descrie înțelepciunea, descrie maturitatea noastră, descrie pe cineva capabil să aibă grijă de noi, definește o structură în viața noastră, definește stabilitatea din viața noastră, proiecte de lungă durată, un serviciu de lungă durată, armonie mai poate însemna, ceva plăcut. Acum, pe de altă parte, într-o formă mai puțin avantajoasă nouă, crinul mai înseamnă și cealaltă persoană. La fel cum împărăteasa mai poate însemna și amantul sau amanta. Poate aici apare din senin vreo veste sau descoperiți vreo a treia persoană în relația voastră sau poate în sfârșit a treia persoană dispare din ecuația cuplului vostru. Este o situație care până acum a fost necunoscută, care acum are toate șansele să iasă în lumină. Împărăteasa ne mai vorbește și despre mâncare, bunuri, bani, iar nebunul poate să își asume niște riscuri, să spunem, necalculate. Să nu faceți excese sau să nu cheltuiți prea mult, ci să vă bazați pe experiențele voastre anterioare sau pe doza voastră de maturitate deja dobândită. Să vedem cum se armonizează aceste cărți și cu cele din citire. Mai vreau aici să iau o carte așa. A ieșit singurică. Această carte vorbește despre anturaj posibil sau despre nașterea unor discuții în jurul vostru care nu vă fac cinste sau care vă necăjesc. Să aflați că vreo energie feminină din viața voastră pe care voi o considerați, nu știu, un fel de autoritate sau o admirați, vorbește lucruri nepotrivite despre dumneavoastră. Bârfa îți diminuează strălucirea, spune această carte.
sau voi să evitați să intrați în discuții cu vreo persoană care pare de încredere, pentru că s-ar putea să vă înșelați și vorba aceea să fie plimbată într-o formă pe care voi nu o doriți. De asemenea, cărțile de aici mai înseamnă și mama. Poate vă treziți cu vreo vizită de la mama, sora, de la o energie feminină, așa, neașteptată. Cărțile astrologice. Ce vă recomand aici cu energia nebunului și această carte care spune că bârfa îți diminuează strălucirea? Să nu credeți chiar tot ce auziți sub o vibrație 30. Să verificați și să încercați să vă folosiți discernământul. Pluto. Oho! Phoenix. Pluto. Transformare. Arhetipul scorpionului. Vedeți că este o temă a nașterii, dar a nașterii și a renașterii după o situație. După o situație în care am crezut că voi fi fericit sau că voi fi confortabil sau că voi fi apreciat, poate acum mă luminez, capăt înțelepciunea de care am nevoie să depășesc lucrurile care nu funcționează și să merg mai departe. Sau poate lucrurile care vin către mine acum par că sunt în defavoarea mea, însă când apare Pluto în viața noastră, noi nu avem capacitatea să vedem imaginea de ansamblu. Drept urmare, acest arhetip distruge ce este nefuncțional în viața noastră, pentru că noi nu facem acest pas, pentru ca noi să ajungem acolo unde trebuie. Împărăteasa naște în permanență oportunități noi, serviciu mai bun, carieră mai bună, relație mai bună și așa mai departe. Să vedem. Asta este energia nebunului. O grabă. Nebunul este în antiteză cu cartea din Lenormand, Crinul, care spune: dacă vrei un nou început, trebuie să fii înțelept. Dacă simți că lumea e la picioarele tale, ok, fii calculat. Vrei să riști? De acord. Cine nu riscă, nu evoluează. Dar atenție la ce ar putea apărea. În zona de relație avem steaua, cavalerul de monede, 6 de spade și 3 de spade. Da, dragii mei, ziua de 30 pentru voi înseamnă confirmarea că puteți să vă vindecați de o traumă emoțională profundă în relație, și aici mă adresez celor care au traversat așa ceva, și să o lăsați în urmă pentru a naviga către noi orizonturi benefice, stabile, pline de iubire. Unii dintre voi părăsiți într-adevăr o situație și vă îndepărtați poate definitiv de constrângerea aceasta mentală și emoțională a unei nereușite. O durere care a domnit foarte mult în sufletul vostru acum se stinge, pentru că din orizontul îndepărtat apare această ofertă stabilă pe care voi o așteptați de foarte mult timp. Pentru cei care sunteți într-o relație stabilă, într-o căsnicie, aveți mici discuții care sunt legate de venirea pe lume a unui copil
sau poate care sunt legate de copiii voștri. Pentru 3 de spade, asul de bâte. Se naște o nouă oportunitate, se naște o nouă iubire. Dacă voi cu sufletul vostru reușiți să dați la o parte sfaturile celor din jur, convingerile celor din jur, anturajul, lucrurile care nu vă servesc și pe care le-ați tot făcut pentru că v-au devenit obișnuință, cu ajutorul lui Pluto și cu ajutorul acestor două arcane, reaprindeți flacăra iubirii în viața voastră și un nou capitol plin de pasiune și de stabilitate apare și se manifestă aici. Pentru 6 de spade, cavalerul de bâte. Este nevoie de acțiune, de efort susținut, de convingere și determinare, fie să încheiați capitolul care nu a funcționat în viața voastră, fie să aveți curajul să începeți o curățare la nivel mental pentru a vedea ce decizie este bună pentru voi în acest moment. Cu Pluto aici, clar, sub această zi, va trebui să vă predați energiei, se vor întâmpla lucruri în jurul vostru, începând cu o vibrație a zilei 30, pe care nu le veți putea controla, care au sensul și scopul de a aduce în viața voastră un nou început. Pentru cavalerul de monede, 9 de monede, o viață bună, încredere în sine, stabilitate. Mă simt atrăgător și mă simt vindecat. Pentru unii dintre voi, dragii mei, există o persoană care este atrasă, magnetic, sexual și fizic foarte mult de voi. Și atunci, va trebui să luați o pauză și să cugetați înainte de a lua hotărârea să intrați într-o dinamică relațională cu această persoană. Pentru stea este 9 de bâte. Unii dintre voi încă mai doriți să zăboviți în convingerile proprii, în relația actuală, chiar dacă aceasta nu vă face bine. Alegerea vă aparține. Vreau o carte pentru stea aici. Steaua vă ajută să ieșiți din tristețea în care sunteți și din disperarea în care vă aflați. Puteți avea parte de un aliat de nădejde, cineva înțelept în jurul vostru, care vă sfătuiește și vă îndrumă către ceva bun. Dar voi s-ar putea să nu ascultați. Pentru cavalerul de bâte vreau o prezență masculină sau cineva foarte atrăgător se îndreaptă cu pași repezi către voi. Sau asta este ceea ce vă doriți voi să facă și s-ar putea să vă supuneți acestei energii într-o formă care să nu vă facă cinste, doar pentru că nu vă puteți desprinde, aș putea spune karmic și energetic, de această conexiune. Justiția. Dacă voi nu veți da acordul acestui ciclu karmic să se închidă, el oricum se va închide, dar cu voi în suferință, în loc să beneficiați de această oportunitate și să o transformați în favoarea voastră, să lăsați loc noului. Pentru alții dintre voi, există aici o teamă că partenerul vostru de viață s-ar putea să vă înșele cu cineva mai tânăr sau cu cineva mai atrăgător ca voi, cel puțin din punctul vostru de vedere. Și atunci intrați într-o mentalitate de victimă
în suferință, fără a vedea lucrurile clar. Intrați în această vibrație a lucrurilor pe care voi le credeți sau le presupuneți și chiar dacă așa ar fi, încercați să aflați adevărul și să confruntați direct această persoană fără a face presupuneri și fără a vă lăsa prinși de împrejurările pe care voi le vedeți sau de faptele pe care voi le credeți a fi adevărate. Pentru disperare, ce înseamnă disperarea? Alegeri sănătoase. Să fac alegeri sănătoase în viața mea, în relația mea, în viața mea de familie sau în relația mea, să mă iubesc pe mine, să am grijă de mine și să fiu mai fericit. Disperarea vine în antiteză cu această carte, iar această carte vine și contraatacă disperarea. În ce sens? Cu cât veți sta mai mult în disperare, cu atât situația în care vă regăsiți va lua mai mult amploare, cu cât vă veți elibera mai repede de convingeri, de durere, de gânduri, cu atât mai bine vă va fi. Ce mai văd aici? Că pentru unii dintre voi apare atunci când nu vă așteptați, pentru că așa este corect, pentru că acest ciclu karmic, roata destinului, e și ea când sus, când jos, o prezență atrăgătoare în viața voastră, care vă va face să ieșiți din zona de confort, să vă aranjați, să vă îngrijiți, să aveți grijă de voi, altfel față decât o făceați până acum. De la cenușăreasa ajungeți la regină. Nu contează că sunteți bărbați sau femeie, nu știu bazme cu prinți. Nu știu nume de prinți ca să le menesc aici. Așa, mai vreau o carte aici. Da, poate apărea indiscutabil o persoană carismatică care să vă facă să vibrați așa din tot corpul. Atracție, după cum spuneam, este o zi în care atracția se va activa și are sensul și scopul și rolul de a vă vindeca de traumele voastre anterioare. 30 este o vibrație benefică, dar nu este o vibrație a excesului. Mai departe, pe plan material sau la carieră, crinul înseamnă oportunitate de lungă durată. Apare o oportunitate de lungă durată, bună pentru mine. Dacă eu tot aștept ceva și nu primesc, este pentru că acolo este ceva pentru mine mult mai bun. Asul de băte, noua oportunitate, regina de cupe, în acord cu sufletul meu și îndrăgostiții. O alegere și o promovare, o nouă oportunitate. Este o ocazie bună să porniți la drum într-o direcție despre care voi aveți idee, aveți bănuială. Pe unii dintre voi vă contactează o energie feminină care vă face o propunere și voi veți avea o alegere de făcut dacă să porniți înainte sau nu. Pentru alții dintre voi care sunteți deja angajați, apare o oportunitate nouă de afirmare la locul de muncă. Ia să vedem. Asul de băte. Nouă de monede. O oportunitate la locul de muncă sau o oportunitate nouă care îmi dă mie starea de bine, independența financiară și împlinirea materială. Îndrăgostiții. Regina de monede. Iată, prosperitate, abundență, bani suficienți să am grijă de mine, să îmi fac plăcerile de casă și de familia mea.
trei de băte și regele de băte. Acțiunea aceasta se va întâmpla începând de astăzi, iată din nou o cifră de 3. Se poate întinde pe un interval de 3 săptămâni de acum încolo și într-adevăr este ceva ce îmi va produce plăcere să fac. O carte pentru planul material. Oficial. Acte, semnez acte, mă angajez, discut cu cineva oficial despre această oportunitate, despre această reușită a mea. S-ar putea unii dintre voi să vorbiți cu cineva oficial să accesați un credit dacă asta vă doriți, dar eu văd un răspuns oficial la o ofertă sau pentru o ofertă de serviciu sau o promovare oficială pentru că cineva v-a urmărit, v-a vegheat și s-ar putea unii dintre voi să fi dat un concurs sau să apară o poziție pentru care voi să aplicați intern la voi la serviciu și să fie bine. Alții dintre voi, oficial, cumva, o persoană cu autoritate sau matură, înțeleaptă din jurul vostru, vă deschide viziunea și vă spune, uite, cam asta ai putea tu să faci, să îți mărești veniturile, să îți crești veniturile lunar. Așa, la nivel de stare emoțională avem 8 de spade, regele de monede, trei de monede și 4 de monede. Monede, 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 timp. Atenție la boli autoimune, la tiroidită autoimună, la Hashimoto. Atenție la conflicte cu timpul. Nu am timp să. Aoleu, nu am timp să. Nu știu ce nu aveți voi timp, dar la lucruri care țin de sănătate, de îngrijire personală, de lucruri care au legătură cu plăcerile voastre de zi cu zi. Nu am timp să mă îngrijesc, nu am timp să mă aranjez. Atenție! La starea voastră emoțională, așteptați cu nerăbdare ca cineva să se țină de cuvânt. Cineva v-a făcut o promisiune, iar voi acum așteptați ca cineva să se țină de cuvânt. Să vedem în ce direcție, pentru că este mult de explorat aici. Unii dintre voi vă temeți că nu mai aveți timp. Nu știu în ce măsură. Hai să vedem. 8 de spade. Ce ne spune 8 de spade? Judecata, renaștere, să vă scoateți din minte stresul, grijile, pentru că oful de astăzi este boala de mâine, că nu aveți de ce să vă îngrijorați, că veți rezolva. Renaștere, judecata, Pluto. Pluto este guvernatorul judecății, este carte omolog. Pentru 3 de monede. Aștept cu nerăbdare. Sunteți nerăbdători să aflați ceva. Veți afla exact atunci când trebuie. Degeaba stați cu ochii pe telefon, pe e-mail. Lucrurile se întâmplă aliniat perfect. Nu când ne dorim noi. Iată, în relația de iubire, dacă funcționează, dacă mai am vreo veste, dacă se mai întâmplă ceva. Îmi aștept sufletul pereche să vină. Îmi aștept sufletul pereche să-mi răspundă. Să văd dacă mă iubește. Ei, aici este și iubire, dar este și o relație de codependență. Da? Este și diavolul, dar și o luptă pentru putere. Aștept să vină de la distanță. Aștept un semn de la persoana iubită. Aliniați la vibrația diavolului, nu se vor întâmpla lucrurile oficial. Nu se vor întâmpla lucrurile atunci când vă doriți voi. Dar, dragii mei, aici cineva are sentimente pentru voi. Am sentimentul că nu cine vă doriți voi. Pentru unii dintre voi, da, se reaprinde, se reia conexiunea dintre voi. Dar atenție că există posibilitatea să o reluați exact de unde ați lăsat-o și nu va aduce nimic bun. Iar pentru alții dintre voi,
să știți că se naște o nouă iubire. Și atenție la tiparul dinainte, pentru că, din nou, aveți tendința să faceți același lucru. Dar aici văd, pentru foarte mulți dintre voi, o propunere, o propunere reală. Să vedem despre ce este vorba. Hierofantul. Uite, cineva vine de la distanță. Cineva s-a retras anterior. Măi, ce se întâmplă aici? Da. Da, da, da. Există o separare aici. Ok. Există o separare și a fost o luptă pentru orgolii. A fost o ceartă de care pe care. Între voi, foarte mulți dintre voi, da, pentru unii dintre voi, există iubire aici. Dar cineva acum păstrează tăcerea intenționat și din mândrie. Din mândrie. Pentru a te învăța minte ceva. Absolut infantil și pueril. O luptă pentru putere, vă dați seama, împăratul și regele de bâte. Un berbec și un leu. Un vărsător și un scorpion. Scorpionul e foarte puternic. Un taur, un capricorn. Gemeni mai am aici, balanță mai am aici. Capricornul, din nou, foarte puternic, multă energie cardinală. Voi acum, la nivel de stare emoțională, aveți o neliniște pentru că vreți odată să se întâmple lucrurile și ați intrat într-o stare de disperare, că nu știți de ce nu se întâmplă sau cât mai durează până când ce aveți voi pe suflet acolo. Vă sabotați singuri. Atenție că cineva s-ar putea să vă dea niște vești care echipurile vă ajută, dar nu este așa. Să vă șoptească în ureche niște lucruri care nu funcționează, care nu sunt în favoarea voastră. Moartea, se schimbă situația. Dacă nu sunteți în conexiune cu persoana iubită, există aici o schimbare care va duce relația voastră la un alt nivel și într-o altă direcție. Împărat. Se schimbă situația, da? 26. Încercați să urmăriți etalarea din data de 26, să vedeți ce legătură are, pentru că are o legătură. Există acolo un mesaj, un ceva care vă poate ajuta sau ce vi s-a întâmplat vouă pe data de 26. În egală măsură, aici are legătură așa, cu un bărbat, un tată, un berbec, cineva care a plecat prea repede, cineva care poate este artist, cântă bine, filozofează, are darul vorbirii. Poate fi și energie feminină, evident. Aici mai poate însemna un lucru, ceva ce are legătură cu mama, cu mama, o energie de pământ. Această suferință. Dar lucrurile se schimbă, această suferință dispare. Bun, ca semne astrologice, avem așa, la relație. Săgetător, vărsător, berbec, fecioară, balanță, toate semnele de foc, vărsător și capricorn. La planul material, berbec, leu, capricorn, gemeni, fecioară, fecioară, pești, toate semnele de foc. La planul acesta emoțional și medical, avem așa, berbec, leu, scorpion, taur, rac, capricorn, gemeni. Scorpion, scorpion foarte puternic, vărsător, taur, capricorn.
Capricorn, Capricorn, gemeni. Bun, talismanele. Un bănuț. Noroc financiar. Uitați, 1-1, asul de bâte. Noroc financiar. O nouă poziție, o nouă oportunitate, o nouă reușită pe plan financiar. De care sunteți perfect capabili, intelectuali. O reușită extraordinară. Ceva ce are legătură cu familia, dar și cu iubirea. Se îmbunătățește. Sau poate aflați de cineva din familie că își revine financiar, își revine cu banii. Sau se însănătoșește. Sau chiar se naște un copil în familia voastră. Aici, la nivel de relație, de iubire, lucrurile se ameliorează. Se îmbunătățesc. Ideea cea mai important aici este că voi nu mai vedeți frumusețea, ați intrat într-o stare de vibrație joasă, în sensul că nu mai este bucuria acolo, adică și dacă persoana respectivă se întoarce, nu mai este iubire la unii dintre voi. Z, aveți nevoie de odihnă și de apă, să vă hidratați. Am 4-8. Anul 48, 48 de ani sau 84. Posibil să mai am un 12, sunteți la jumătate și mai există încă jumătate. Din poveste, din așteptare, etc. Dragii mei, cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție, pentru că mi-ați fost alături. Eu vă îmbrățișez tare, tare pe toți. Și să ne reauzim sănătoși și data viitoare. Pa, pa!